persoană care a activat în această instituție, la CNA. Dânsul cunoaște foarte bine unde se află Procuratura Anticorupție, fapt pentru care putea să se prezinte pentru a face declarații Procuraturii Anticorupției la cei care investigează cazul Băncii de Economii. Nu s-a prezentat, nu a făcut nicio informație către instituțiile de drept și respectiv nici astăzi nu a venit ca să facă careva declarații pe marginea la acele bombe mediatice care le-a făcut în spațiu public. Fapt pentru care chiar intervin cu o solicitare pentru toți cei care cunosc careva circumstanțe referitor la ce s-a întâmplat la cele trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Și respectiv, dacă au ceva de declarat, adresa noastră este cunoscută, suntem în permanență predispuși să primim orice persoană care deține informații plauzibile. Pentru că vreau să atrag atenția că toate declarațiile care se fac în spațiu public, mai întâi de toate, intervenim cu o verificare. Nu putem să procedem la acțiuni directe atât timp cât această informație nu este verificată, deoarece, în opinia noastră, ceea ce a făcut chiar și domnul Goffman, reieșind din faptul că putea să vină la noi să ne facă dezvăluirea acelor informații șocante pe care spune dumnealui că le cunoaște, și ceea ce până la urmă nu a făcut, eu consider că a fost nu altceva decât un show public pentru a ieși în spațiu mediatic cu careva informații și pentru a-și crea o imagine, fapt pentru care nu este plauzibil în asemenea circumstanțe. Mai ales dacă dânsul se preocupă atât de tare de soarta țării și respectiv de bunăstarea financiară economică, așa precum de fapt ar avea o obligație morală, deoarece cândva a activat într-o instituție de drept.